Municipiul Drobeta Turnu Severin a intrat în scenariul roșu începând de ieri, ceea ce înseamnă că organizarea și desfășurarea activităților în cadrul instituțiilor de spectacole cu participarea publicului este interzisă. Pentru Palatul Culturii Teodor Costescu, acest lucru reprezintă încă o lovitură. Astfel, evenimentele din perioada care urmează nu vor mai avea loc. Se pare că al treilea val de pandemie se face simțit și pune încă o dată la pământ domeniul artistic și cultural. Municipiul Drobeta-Turnu Severin a intrat în scenariul roșu, timp de 14 zile, ceea ce înseamnă că evenimentele de la Palatul Culturii Teodor Costescu nu vor mai avea loc în următoarea perioadă. Hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență era de așteptat, previzibilă pentru noi. Din păcate, ne afectează și pe noi, așa cum afectează și industria ORECA. Astfel, o serie de evenimente sau de ateliere suntem nevoiți să le amânăm, să le suspendăm pentru moment, deoarece a crescut uh, indicele de uh, COVID uh, la nivelul municipiului. Uh, sperăm să fie o chestiune uh, trecătoare. Astfel avem aceste două săptămâni în care trebuie să sperăm cu toții că vom trece cu bine peste aceste, această perioadă. De asemenea, cursurile de dans și atelierele pentru copii vor fi amânate în această perioadă. Pentru noi, teatru, din păcate, asta înseamnă că tot ce avem ca și cursuri de dans sau de teatru va trebui să le suspendăm timp, până după 3 aprilie. Însă, privim cu speranță acest lucru, deoarece suntem convinși că la un moment dat situația se va, se va îndrepta și copiii vor putea să revină la ateliere de pictură pe ceramică, la ateliere de dans modern sau de dans popular. Vom putea să reluăm lansările de carte și expozițiile. Preconizam pentru 26 martie sărbătorirea Zilei Internaționale a Teatrului prin lansarea unui volum teatru în istorie sentimentală, un volum nemaipomenit, scris de Dan Șalapa. Cu siguranță, în luna aprilie, vom lansa acest volum. Reprezentanții Palatului Culturii Teodor Costescu speră ca începutul lunii aprilie să arate altfel și unele activități să se poată relua.